cum și aici, probabil și în alte secții, oamenii nu votează la ambele alegeri, votează doar la locale sau eventual la europarlamentare. Este aceasta o mare problemă legată de europarlamentare, de pildă? Am un mesaj foarte simplu. Dacă tot veniți la vot, votați la europarlamentară. Este foarte important cine reprezintă România în Parlamentul European. Multe decizii care se iau la nivelul Parlamentului European, al Comisiei Europene, al Consiliului Uniunii Europene, ne afectează viața de zi cu zi și pot să genereze oportunități de dezvoltare pentru România, pot să genereze atragerea de fonduri pentru România, pot să genereze reglementări care să creeze avantaje cetățenilor români. Ca atare, votați și la europarlamentare, nu numai locale, nu știu de unde e moda asta. Sigur, până la urmă, cetățeanul e suveran și hotărăște exact ce face, dar recomandarea mea este să voteze. Ca și recomandarea mea, democrația înseamnă puterea oamenilor. Puterea oamenilor se exercită în primul rând prin vot. Votul reprezintă cea mai solidă armă pe care o are cetățeanul la dispoziție într-o democrație, un instrument prin care poate să dea direcția pe care o dorește comunității locale sau societății în ansamblu său. Un vot este extrem de important pentru că vot cu vot se creează de fapt masa critică care poate să schimbe lucrurile în bine atunci când ele nu funcționează așa cum trebuie, cum este și astăzi. Mă aștept la o prezență foarte mare la vot pentru că în toată campania am întâlnit extrem de multă nemulțumire la oameni, o nemulțumire față de creșterea prețurilor, o nemulțumire față de tratamentul care li se acordă din partea autorităților, o nemulțumire față de creșterea taxelor și impozitelor și contribuțiilor, o nemulțumire față de lipsa de perspectivă, în special a oamenilor tineri care absolvă instituțiile de învățământ de diferite grade. De asemenea, o nemulțumire față de cum funcționează sistemul de sănătate. De nu știu câte ori am întâlnit la oameni spunându-mi că i-a ajutat Dumnezeu să nu intre în spital pentru că nu și-ar asuma acest risc ca să intre în spital. Nemulțumire față de calitatea execrabilă a modului în care guvernul organizează sistemul de învățământ, politizarea excesivă și lipsa de obiectivitate în evaluarea performanței școlare. Există o nemulțumire care sper să se manifeste, iar singura formă de manifestare care poate să aducă o schimbare în bine în viața fiecarei comunități și în viața României este votul și votul exprimat pentru această schimbare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mai bine o zi bună!